Bună seara, dragilor, și bun găsit la Teoria cu Prof. Online. Suntem sâmbătă, pe 14 astăzi, nu? Da. 14. Și gata, pregătesc de treabă. Tot așa, probleme diverse, o să zicem, o să vedem ce o să găsim. Diverse. Te-am rugat să parcurgi acele teste. Da. Și eventualele chestiuni care le-am mers, să încercăm să discutăm. Deci am un exercițiu la care am făcut sub punctele A, A și B și ce nu mi-a ieșit, adică până la un punct am. Așa, dar eu trebuie să-l văd în totalitate. Da, tot. Da? Deci ce spune? Cum? F fie funcția F definită pe intervalul închis 0, deci, 1. Deci fie F definită pe intervalul 0, 1. Așa. Cu valori în minus pi pe 2, pi pe 2. Intervalul închis, da? Minus pi pe 2, pi pe 2, da. Și f de x egal cu arc sin de x minus arc cos de x. Arc sin de x minus arc cos de x. Și atunci, a, punctul a, calculat, f de 1 pe 2. Calculat, f de 1 pe 2. 2 plus f de radical 3 pe 2. Ori, da? Plus. Plus? Da. Plus f de radical 3 pe 2. Numai radical din 3. Așa, da? Da. Egal cu. Da. B. F de x egal cu 0. Să rezolvăm ecuația da. De x egal cu 0. Deci ce se rezolve? Ce? Demonstrați că f este inversabilă și aflați f la minus 1. Că f inversabilă. Și găsiți. E la minus 1, da? Prima chestiune, ca să calculăm f de 1 pe 2 și f de radical de plus f de radical de 3 pe 2, a fost o chestie simplă, nu? Da. Ai zis axim de 1 pe 2, adică cât este axim de 1 pe 2, sinus pi pe 6. Pi pe 6. Minus pi pe 3. Minus pi pe 3. Aici poate minus în față, că e vine pi pe 3 minus pi... Nu. Vine pi pe 3 minus pi pe 6. Deci, hai să și calculăm. Deci ar însemna că avem pi pe 3, pi pe 3, nu? Da. E, așa, pi pe 6. Aș, pi pe 6 minus, sau... E minus. Pi pe 6 minus arcos de 1 pe 2. Arcos este pi pe 3. Este cosinus pi 1 pe 2 la pi pe 3. Corect. Minus pi pe 3 plus pi pe 3. Pi pe 3 este arsin de radical de 3 pe 2. Pi pe 3. Da. Așa. Minus pi pe 6. Minus pi supra 6. Și dacă se scoate minus 1, oricum o să iasă minus pi pe 3. Stai să văd de ce. Păi, încă o dată, arsin de 1 pe 2 pi pe 6, minus pi pe 3, arcosinus de 1 pe 2, așa plus, așa îi zici, plus, da. Arc sin de radical 3 pe 2, pi pe 3, minus arcsin de arcos de, de radical 3 pe 2, este pi pe 6, da? Da. Cosinus e radical 3 pe 2 la pi pe 6. Și acum ce se întâmplă? Cât face aici? Păi amplificăm. Păi, așa am zis eu că se reduc. Da, dar nu știu, eu m-am uitat la sfârșit. Și cât a dat? Și a dat, e ca și cum am luat între paranteze. Prima era în paranteză, pi pe 6 minus pi pe 3 era pus în paranteză. Păi asta. Da. Plus. Pi pe 3, ăsta e în paranteză. Și da. Au scos minusul în față și acolo a venit cu plus.
Unde ai scos minusul? Aici? A scos minusul ăla, l-a scos în față ca să desfac... Și atunci vine minus pi pe 6, vine plus pi pe 6, minus pi pe 3. Da. E același minus încă o dată asta. E aceeași paranteză, minus o dată paranteza asta, fac 0. Și la răspuns îți dau ceva? Da. Cât ți-a dat? Dă minus pi pe 3. Păi de ce dă minus pi pe 3? Păi desfacem. Minus pi pe 3. Hai să mă înțeleg. Păi haideți să desfacem paranteza, scoțând minusul ăla de acolo. Bine. Și cât faci? Faci pi pe 6. Minus pi pe 3. Minus pi pe 3. Minus pi pe 3. Minus în paranteză. Păi... Păi minus... Fără. Păi dacă scoți minusul în față, da, el schimbă semnul ambilor. Da. Și atunci e minus pi pe 6, minus pi pe 3, plus pi pe 6. Și este aceeași dinainte. Și... Păi și mie inițial mi-a dat 0 și m-am uitat... Stați așa cu voi. Deci la testul... 8, 10. Poate e de 1 pe 2 minus e de radical 3 pe 2. Nu, deci la, aici arată așa, deci vine pi pe 6, deci zice așa, f de 1 pe 2 plus f de radical din 3 pe 2, egal pi pe 6 minus pi pe 3, da. Minus pi pe 3 plus pi pe 6. Minus pi pe 3... Păi de aici am dedus eu că poate a scos minus în față. După dă direct rezultatul, minus pi pe 3. Păi de ce minus pi pe 3 plus pi pe 6? Nu știu. Ai avea tu dreptate dacă ar fi minus aici. Da. Dacă ar fi f de 1 pe 2 minus f de radical de 3 pe 2, ar face pi pe 6 minus pi pe 3 minus... Din cauza că ar fi minus aici, minus pi pe 3, că f de radical din radical, sin de radical din 3 pe 2, e pi pe 3, minus pi pe 6. Da. Minus, din cauza minusul, va face plus pi pe 6. Da. Deci, în condițiile în care ar fi minus aici, ar face pi pe 6 minus pi pe 3, minus... pi pe 3 plus pi pe 3 minus pi pe 3, fă să mai pe paranteza, da. Minus pi pe 3, da? Deci da. Minus pi pe 3 plus pi pe 6. Da. Că minusul din față și minus de aici face plus pi pe 6. Și ar face pi pe 6 de două ori, nu? Da. 2 pi pe 6 minus 2 pi pe 3. Simplificăm. Aici face pi pe 3 minus 2 pi pe 3 și ar face minus pi pe 3. Da. Și cât e răspunsul? Atâta e. Minus pi pe 3. Da. Înseamnă că e greșeala aici. Da. Nu plus, ci minus. Da? Da. Deci e minus. E o greșeală, da, simplă. Nu putem forța nota cu minus, poate facem greșel. Și eu, deci mi-am trebuit 0 și am zis că ia să văd la final, să văd cum au dat. Și că am văzut că se reduceau, pur și simplu, era minus cu minus. Am văzut că dădea minus pe pe 3, zic, n-avea cum, adică dacă era cu minus acolo sau ceva. Da, deci revenim aici. Cu minus aveți scoaterea lui minus în factor, dar noi scoatem cum se scoate. Și atunci ăsta care e cu plus devine cu minus și ăla cu minus devine plus. Și deci, se repeta asta, tot zero ar fi făcut, da. În condițiile în care am fi avut așa ceva. Mai departe. Apoi, f de x egal cu 0. Adică? Adică arc de x egal cu arc cos x. F de x egal cu 0 ar fi fost echivalentă cu arc sin de x, arc sinus de x minus arc. Cosinus de x este egal cu 0. Și ce ar fi însemnat că sin de x e egal cu arc cosinus de x. Ce ai încercat aici?
Am pățit final cozii X. Egalitatea? Da. Și astea sunt pe arcos? Da. Trebuie să împărțim. Deci împărțim pe arc cosinus de X și atunci ar fi echivalent cu arc sin de X supra arc cos de X. Da. Arc sin de X supra arc cosinus de X egal cu 1. Dacă e arc sin pe arc cos, n-ar trebui să fie arc tangent? Nu. N-am niciun motiv. La răspuns ce? Ce răspuns? La răspuns ce? Te uitați ce vreau să fac? Arc sin de x egal cu arc cos de x, rezultă că x egal cu radical din 1 minus x pătrat, rezultă că x egal cu radical din 2 pe 2 este singura soluție. Și atât. Dar n-ai înțeles deloc de unde vine asta. Păi de unde a scos 1 minus x pătrat? Așa. Radical. Păi hai să încercăm. Uite, ceea ce ai văzut acolo este o informație, da? Da. O informație pe care tu nu ai înțeles-o și ai încercat să fii cu un arc tangent, dar este greșit. Păi arc sin ce înseamnă? Un unghi. Da. Da? Deci, arc sin de x, am avem așa. Arc sin de x egal cu arc cos de x egal cu un t. Un unghi t. Da. Din egalitatea luăm arc sin de x egal cu t. Arc sin de x egal cu t. Cu ce s-ar cerunăm asupra acestei egalități? Cu un sinus. Un sinus, ca să terminăm cu funcția inversă. Deci de aici rezultă că sinus de arc sinus de x egal cu sin de t. Și sin de arc, sin, funcția directă și inversă, în componere, deci rezultă că x egal cu sin de t. Bun. Pe de altă parte, avem că și arc cos de x, arc cosinus de x egal cu cu t. De unde rezultă că ce să facem? Cos de arc cos de x deci, egal cu cosinus de arc cosinus de x egal cu cos de t. Și atunci, de aici rezultă că x va fi egal cu? X egal cu t. Nu, cos de t. X egal cu cos de t. X egal cu cos de t. Același x de sus și același x de jos. Da. Înseamnă că egalitatea x egal sin x egal cu cos de t ne duce la sin de t egal cu cos de t. Deci, a rezolva ecuația de mai sus este același lucru cu a rezolva ecuația sin de t egal cu cos de t. Deci împărțim. Asta o știu să o facem. Deci împărțim totul cu cos de t. Și devine sin de t supra cos de t. Supra cos de t. Și așa fie echivalent cu tangente de t egal cu 1, adică t egal aparține mulțimii, aparține mulțimii arc tangente 1 plus capi. Arc tangente de 1 plus capi. Cu cap ar curge z. Cu cap ar curge z. Fiindcă vorbim de intervalul care acolo, minus pi pe 2, pi pe 2, deci e ca o 0, da? Da. Pentru că egal cu 0, avem că t este egal cu arc tangentă de 1 și înseamnă t egal cu pi pe 4.
Tangenta e una, pi pe fac. Nu rămâne decât să ne ducem ori în prima, ori în a doua, să locuim pe T-ul găsit și urmează că X e cam cu sin de pi pe 4. Nu? Sin de pi pe 4, care înseamnă cât? Radical de 2 pe 2. Dacă ne aduce și dincolo, X ar fi egal cu cosinul de pi pe 4 și faci tot radical din 2 pe 3. Da? Tot radical din 2 pe 3. Și atunci înseamnă că am găsit pe X, s-a terminat problema. Am făcut un pic diferit de ce a făcut autorul. Că la ecuația sin de T egal cu cos de T, îl scrii pe cos de T ca fiind radical din 1 minus sin pătrat. Deci el zice așa. În loc de cos de T, din formula fundamentală, zice sin de T este egal cu radical din 1 minus sin pătrat de T. Da? Da. Ridic la pătrat și de aici rezultă că sin pătrat de T este egal cu 1 minus sin pătrat de T. Așa, duce pe el sin pătrat. Așa, 2 sin pătrat de T egal cu 1. Dar sin de T este X-ul, practic, nu? Da. Sin de T. Unde am zis noi? Sin de T este X-ul. Da. Și atunci vine 2x pătrat egal cu 1. Ce ce ar însemna x pătrat egal cu 1 pe 2? X egal cu plus minus radical din 2 pe 2 și rămâne partea pozitivă pentru că noi lucrăm 0, 1, da? Noi și rămâne, cum x aparține 0, 1, 0, 1, x-ul care ne trebuie, din rezultă că X egal cu radical de pe T. Asta așa a gândit autor. Nu s-a gândit la tangentă. Sin de T egal cos de T. Noi am văzut o ecuație omogenă împărțit prin cos de T. Și am ajuns drept la tangentă de T egal cu 1. El a înlocuit pe cos de T cu radical din 1 minus sin pătrat. Și, adică la pătrat, dar X sin de T este tocmai X-ul. Și ecuația este X pătrat egal cu 1 minus X pătrat. Da. Și de acolo a ieșit. Deci, iarăși, ce trebuie să reținem de exercițiu? Trebuie să reținem că, sigur, sursa de informație asta de la sfârșit, adică să vezi cum a gândit autorul, este importantă. Da. Dar te duci acolo numai în ultimă instanță. Când tu nu ai nicio idee. Dacă te-ai dus, de data asta, te-ai aflat în situația să nu înțelegi mare lucru. Că n-ai înțeles de ce 2x pătrat egal cu 1, adică x pătrat egal cu 1 minus x pătrat, 2x pătrat egal cu 1 și... Nu. Secretul era ăsta. Să notăm arc sinusul egal cu arc cos egal cu un T, un unit T. Și de acolo am peră de arc sin de x egal cu T, de unde x-ul va fi sin de T, arc cos de x egal cu T, x egal cu cos de T, și fiind același x, egalitatea este sin de T egal cos de T, deci ecuația sin de x egal cu arc cos de x se reduce la sin de T egal cos de T. Și de aici totul merge foarte bine. Și ori te duci prin ecuație, în varianta, cum ai spus, împărțim pe cos de T cu tangentă și rezolvi ecuațiile trigonometrice elementare, ori o să scrii pe cos ca radical de 1 minus sin pătrat. Și cu asta e totul făcut. Mergem mai departe. Punctul C. Din experiența care o avem, de regulă ar trebui să... punctele A și B ar trebui să sprijine punctul C. Da. Am așa s-a întâmplat. În mai multe situații. Să vedem dacă aici vom avea același lucru. Ce ai încercat? La... Păi am încercat să fac asta, că dacă F este inversabilă, trebuie să fie injectivă și subjectivă.
Așa. La injectivitate, f de x egal cu aparțin de x minus r cos de x. Și avem fie x1, x2 care aparțin domeniului, adică 0 și 1. Da. Astfel încât f de x1 trebuie să fie egal cu f de x2. Din? Din f de x1 egal cu f de x2 se rezulte x1 egal cu x2. Da. Și de aici se rezultă. În mod unic. Da. Deci f injectivă, f injectivă, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, din oricare ar fi, oricare ar fi x1 și x2 din domeniul, din 0, 1, din f de x1 egal cu f de x2, să rezulte unic, unic, adică fără altă variantă, unic, unic, x1 egal cu x2. Deci noi plecăm de la f de x1 egal cu f de x2, lucrăm și până la capăt trebuie să apară numai varianta x1 egal cu x2. Dacă se întâmplă așa, atunci funcția este injectivă. Ce înseamnă f de x1 egal cu f de x2? Să traducem. Păi, locuim. Deci f de x1 egal cu f de x2 echivale cu arcsin de x1 minus cos de x1 minus arcos de x1 cos de x1 egal cu arcsin de x2 arcsin de x2 minus arcos de x2 arcos de x2 x2. Și? Și aici m-am blocat. Aici te-ai blocat. Ar fi fost ca să scăpăm de funcția inversă, cumva. Dar ar fi fost paranteză și așa, dacă am fi mulțit cu sin minus cos. Nu, dacă am fi mulțit cu sin, nu-i bine. Dacă am fi aplicat sinusul, da. Egalității acelea. Totuși nu mergea destul de frumos, destul de urât acolo. Păi, da. Nu e așa. O idee trebuie, ne trebuie o idee, fără discuții. Să ducem în partea stângă, egalăm cu 0 și dăm factor. Dar n-am cum. Să ducem tot în partea stângă? Nu știu. Hai să aranjăm altfel. Să ducem arcsin de x2 în stânga, și arcos de x2 în arcos de x1 în dreapta. Da. Și ea s-ar așeza astfel. Echivalent cu arcsin de x1 minus arcsin de x2 sin de x1 minus arc sinus de x2 egal cu arc cos de x1 cos de x1 minus arcos de x2 arc cosinus de x2. Avem arcsin și arcos. Pe partea arcsin, pe partea arcos. Da. Hai să încercăm ceva, să ne vină. Arcsin și arcos, nu spune să se niște unghiuri. Da. Hai să mărutăm arcsin de x1 cu y1. Deci arcsin de x1. Arcsin de x1 egal cu un y1. Arc sin de x2 egal cu y2 și arc cos de x1 cu t1 arc cosinus de x1 egal cu t1 și arc cosinus de x2 egal cu t2. Ce ar devine egalitatea? Y1 minus Y2. Așa, deci egalitatea care avem este că Y1 minus Y2 egal cu? T1 minus T2. T1 minus T2. Și așa. T1 minus T2. Așa ar arăta ea. Deci Y1 minus Y2 egal cu T1 minus T2. Dar dacă am făcut notațiile astea, hai să acționăm asupra egalității acestea cu
ce funcții să acționăm? Sinus. Cu sinus. Și ar urma sin de axin, adică x sub 1, ar fi egal cu sinus de y sub 1, x2 sinus de y2 și respectiv x1 cos de t1 și x2 cosinus de t2. Și atunci noi avem y cu minus y2. Avem x1 minus x2. Y1 minus y2. Să scădem x1 minus x2 și aici facem. Deci ar veni că x1 minus x2 egal cu sin de y1 minus sinus de y2. Și respectiv în partea asta, x1 minus x2 ar face cosinus de t1 minus cosinus de t2. Nu este 1 minus t2? Unde? A, nu, de x1. Cos de t1 minus cos de t2, da? Dar x1 minus x2 și x1 minus x2 este același. Și am avea încă o relație, și anume sin de y1 minus sin de y2, sinus de y1 minus sinus de y2, egal cu cosinus de t1 minus cosinus de t2. Și mă aveam că y1 minus y2 este același lucru cu t1 minus t2. Și diferența două sinusuri. În ce se transformă diferența două sinusuri? În doi sinus de vedere. Doi sinus de doi sinus de linii de fracții y1 minus y2 supra 2. Ori cosinus de y1 plus y2 supra 2. Egal cu diferența două cosinusuri. Minus 2 ori sinus de... Așa face. Minus 2 ori sinus de... Y1 de T1. T1 minus T2. Da? Da. Supra 2. Ori sinus. Parcă tot sinus da. Este. Cosinus de T1 plus T2 supra 2. Să ducem totul într-un singur membru. Era T1 minus T2. E T1 minus T2, prima da? Prima dată e plus și a doua oară e minus. Da, la, diferență, la diferență de sinusuri, a, e la plus și primul e minus, da? Dar tot e bine. Dar plusul este comutativ. Da. Să ducem totul într-un singur membru și ar apare ce? 2 sinus de sinus de Y1 minus Y2 F2 ori cosinus de y1 plus y2 p2 plus 2 sinus de t1 minus t2 p2 ori sinus de t1 plus t2 p2. Da? Egal cu 0. Da. Și acum ce aș putea face aici? Ia să ne uităm. Mai avem o relație că t1 minus t2 egal cu y1 minus y2. Deci în loc de t1 minus t2 putem să zicem y1 minus y2, da? Da. Deci o să zicem și noi. Anume. 2 sinus de y1 minus y2 pe 2. Ori cosinus de y1. Deci în loc de t1 minus t2 putem y1 minus y2, da? Da. Deci vine 2 sinus, 2 sinus de y1 minus y2 pe 2, pe lângă, că am să-i scos în factor, cosinus de y1 plus y2 din primul, cos de y1 plus y2 pe 2, plus sinus, 2 l-am scos. 2 l-am scos în față. Sinus de y1 minus y2.
Y2. Y1 plus Y2. Da. Și am scos minus. Da? Egal cu 0. Și un produs egal 0, când pe fiecare cu șansă să fie 0. De aici rezultă că se simte Y1 minus Y2 pe 2. Y1 minus Y2 pe 2 egal cu 0. Și sinusul e 0, cum e definit acolo, doar la 0. Da? Deci înseamnă că Y1 minus Y2 pe 2 egal 0. Adică rezultă că Y1 egal cu Y2. Y1 egal cu Y2. Și cealaltă, asta de aici, cosinus de Y1 1 plus Y2 pe 2 sau cosinus de Y1 plus Y2 pe 2 plus sinus de Y1 plus Y2 pe 2 se facă 0. Păi, nu se poate sinusul aduna cu cosinusul aceleași unghi să facă 0, pentru că când una face 0, cealaltă face 1 sau minus 1, s-a dat. Deci, asta e imposibil. Așa ceva nu. Și atunci, dacă asta nu, unii ca asta. Y1 egal cu Y2. Să vedem și la noi cine este Y1 și Y2. Y1 egal cu Y2, deci Y1 egal cu Y2, este echivalent cu asta. Unică, cine este? Cine este Y1? Y1 era arcsin de X1. Așa. Deci de aici înseamnă că arc sinus de X1 egal cu arc sin de X2. Adică? X1 egal cu X2. Sigur că dacă aplicăm sinusul egalității, de aici rezultă că X1 egal cu X2. Și noi de la unde am plecat? De la ce am plecat? De la ce trebuie să fie adevărat. Deci la f de x1 egal cu f de x2, am muncit și am ajuns la x1 egal cu x2. Deci, rezultă că oricare ar fi x1, oricare ar fi x1 și x2 din 0, 1, din f de x1 egal cu f de x2, era reșit unică varianta. Nu mai am altceva. Din unică varianta, x1 egal cu x2. Adică, f este injectivă. Spunem că funcția este injectivă. Și cu asta am terminat discuția. Surjectivitatea. Ce a fost aici? Să mai revedem o dată. Ce a fost aici la la injectivitate? Ce a fost interesant? Prescrierea f de x1 egal cu f de x2 altfel. Da. Arcsin de x1 minus arcsin de x2 egal cu arcos de x1 minus arcos de x2. Corect. Asta care am șters-o aici. Și după am notat cu... E foarte important, nu? Am notat arcsin de x1 cu y1, arcsin de x2 cu y2, arcos de x1 egal cu t1, arcos de x2 egal cu t2 și egalitatea pe care o avem scris așa ar fi că y1 minus y2 egal cu t1 minus t2. Dar, alt moment important, face x1 minus x2. Da. Facem scăderea. Și vine sin de y1 minus sin de y2. Și încă o dată x1 minus y2 face cos de t1 minus cos de t2. Cum este vorba de același x1 minus x2, înseamnă că avem egalitate. Sin de y1 minus sin de y2 egal cos de t1 minus cos de t2. Și acum, diferența două sinusuri și diferența două cosinusuri. Diferența două sinusuri e produs de sin și cos. Da. Semidiferență y1 minus y2 pe 2 ori cos de y1 plus y2 pe 2. Iar diferența două cosinusuri e produs de sinusuri. Că știm noi acolo când ne scădem, da, să duc cosinusurile și rămân sinusurile, da? Cu minus 2. Că am două sunt cu, da, minus. Și am dus tot un primul membru, am scos în factor comun, a apărut acolo un produs egal 0, când pe rând fiecare cu șansă să fie 0. Și a doua este imposibilă. A doua este imposibilă, deci nu ne-a rămas decât prima variantă, care ne conduce din Y1 egal cu Y2 spre cine Y1 are sin de X1, cealaltă are sin de X2, ne conduce spre X1 egal cu X2. Și iată că în momentul de față totul este
făcut corect. Da? Deci am reținut aceste lucruri. Ce ne propunem acum să arătăm? Să arătăm că funcția este subjectivă. Da. Ia să vedem definiția subjectivității, să ne amintim. Păi dacă fiecare e că este fericit. Așa, foarte tare. Da? Deci funcția e subjectivă dacă fiecare Y din codomeniu e fericit. Adică matematic înseamnă așa, întrebându-i pe fiecare, se spune da, sunt mulțumit că am un X. Există cel puțin un X încât eu să fie imaginea aceea. Da. Da, toți Y să fie fericiți. Toți Y din cal de unde la noi? Din minus pi pe 2, pi pe 2, nu? Da. Deci întrebând noi toți Y de acolo, din minus pi pe 2, pi pe 2, fiecare să fie imaginea unui X din 0, 1. Dacă am reușit să arătăm asta, suntem tari. Scriem definiția și încetăm să aplicăm. Poate chiar reușim. Știu eu. Deci, F subjectivă, subjectivă, dacă și nu, dacă la orice Y ne-am oprit din minus pi pe 2, pi pe 2, să rezulte că există X-ul din domeniu, din 0, 1, asta e problema, să-l găsim pe X-ul. Dar nu orice X, din 0, 1 să fie. Deci să-l găsim pe X-ul din 0, 1, așa încât, așa încât, Y-ul acela la care ne-am oprit noi dintre minus să fie imaginea unui X. X-ul ăla trebuie să fie de Y, este egal cu de X. Și se pleacă de la relația Y egal cu F de X. Da. Adică Y egal cu F de X înseamnă așa. Y egal cu F de X este echivalent cu a spune Axin că... Axin de X minus arcos de X egal cu Y. Axin arc sinus de X minus arc cosinus de X egal cu Y. Y e cunoscut, da? E un Y fixat. De unde Y e luat? Din între minus pi pe 2, oricare ar fi Y. Da. Ce aparține? Minus pi pe 2, pe 2. Deci știu că Y este între minus și trebuie să-l găsim pe X. Ca și mai avea de rezolvat ecuația. Arcsin de X minus arc cos de X egal cu Y. Așa, trebuie să-l găsim pe X din ecuația asta. Cum arată X-ul? Păi, luăm ăla, arcsin de X egal cu Y. Arcsin de X egal cu... arcos de X plus Y. Nu mai e egal cu 0. Hai să facem iarăși notăți, nu, niște notați. Arcsin de X notăm cu un T și arcos de X cu un V. Deci notăm. Arcsin de X egal cu un T. Și arc cos de X cu arc cosinus de X egal cu un V. Și relația ar fi așa. T minus V egal cu T minus V egal cu Y. Asta. Dar de acolo X ar fi egal cu sin de X egal cu sinus de T. Și tot X egal cu cos de T, da? Da. Timp de același X, în care înseamnă că avem sin de T, egal cu cos de T. Cos de V. V. Aici, de T. Deci, cos de V. Sin de T. Că e același X, nu? Sin de T egal cu cos de V. Deci adăugăm la relația asta că sin de, sin de T egal cu cos de V. Ceea ce înseamnă că pot să împart prin... Nu mai pot. Nu pot, că da, am un pe. Da. Atunci aș putea să-l scot pe T de aici ca Y plus V. Deci de aici scoatem pe T egal cu Y plus V. De acord? Da. Și înlocuim aici, pe T, și vine sinus de T
T, adică cine? Y plus V. E ca o scoți de T. Da? Da. Și acum e de fapt o egalitate. Am putea să adunăm în Y? Nu. Este o egalitate aici, nu? Da. Și putem să facem sinusul adunării. Știu cu cine este egal sinusul adunării. Cu cine este egal? Cu sin de primul, sin de Y cos de V, plus sin de V cos de Y. Sin de V cos de Y. Egal cu cos de V, da? Da. Egal cu cos de V. În relația asta trigonometrică, în ecuația asta, Y-ul e cunoscut. Da. Cos de Y e cunoscut, sin de Y e cunoscut. Problema este să-l găsim pe cos de V. Okay. Păi aș face așa. Duc totul în primul membru și deci V-ul este necunoscut. Pe V dacă îl găsim, ne ducem și îl găsim pe Y cu știut și găsim pe T în funcție de Y în final. Da. Dă-mi o idee. Păi avem sin cos de... Hai să ducem pe cos de V în stânga. Da. Și urmează ce? Sin de Y cos de V sin de Y cos de V plus sin de V minus cos de V, da, egal cu sin de V, nu egal minus sau îl lăsăm tot acolo? Plus, îl lăsăm tot, da. Plus sin de V ori cos de Y egal cu 0. Și am putea scoate pe cos de V un factor. Da? Și ce ar avea urma? Cos de V. Cos de V pe lângă sin de Y minus 1. Da. Plus sin de V. Cos de Y. Sin de V cos de Y. Dar stai secundă. Cos de V peste tot. Cos de V este aici. Și nu, e sin de V. Aha. Da, e corect. Deci cos de V pe lângă sin de Y minus 1 plus sin de V sinus de V ori cosinus de Y, nu? E dat cu da. Este o ecuație trigonometrică elementară în sin de V și cos de V, că cos de Y și sin de Y sunt niște numere cunoscute, nu ne batem cap. Da. Că Y-ul e dat cunoscut, Y-ul este între oricare ar fi Y-ul de unde? Din minus pi pe 2 pi pe 2, să găsim pe X-ul respectiv. Dar noi îl căutăm pe V, că dacă îl găsim pe V, îl știm și pe X-ul. Am sin înmulțit cu C cu un număr, plus cos înmulțit cu alt număr, face 0. Cum rezolvăm o ecuație de tipul, dacă ar fi fost așa, 2 sin de V plus 3 cos de V egal cu 0. Cum o rezolvăm pe asta? Duceam pe 0, pe 3 cos de V în partea. Da. Și ar veni că 2 sin de V egal cu minus 3 cos de V. Așa. Și să împărțim prin cos de V. Cos de V. Sigur că 2 da. 2 sin de V supra cos de V. Exact. Deci aici o să împărțim prin cos de pe sin de V, sau prin cos de V egalitatea, ca să apară tangenta. Da? Deci sin de V pe cos de V se apară, da? Da. Și atunci avem de rezolvat următoarea ecuație. Ce este cos de V
no, supra, nu, astea, împărțit pe costele. Zicem sin de y, sin de y minus 1 plus sin de v supra cos de v plus tangent de v ori cos de y este egal cu 1. Și acum spatem tangentă de v. Egal cu 0? Egal cu 0, corect, cu 0. Tangentă de v este egal cu minus y plus 1. 1 minus sin de y, da? Totul supra cos de y. Deci 1 minus sin de y, totul supra cos de y. Și scriem tangentă de b egal la, adică dacă l-am putea să egal cu tangentă de ar tangentă de chestia asta, nu? Da. Că aici e un număr, asta e un număr. Și V ar fi egal cu arctangentă din 1 sin de Y supra cos de Y. Știi, plus capi, dar nu mă interesează, că e valoarea centrală. Deci V egal cu arctangentă din 1 minus sin de Y supra cos de Y. Iar V-ul la noi este cât? V egal cu T minus Y. Deci V egal cu T minus Y. Deci V egal cu T minus Y și pe V îl introducem și atunci T-ul cât va fi egal? T va fi egal cu... Asta plus Y, adunăm un Y cum ar veni. Așa, cu V-ul găsit plus un Y, da? Deci arctangentă de 1 minus sin de y totul supra cos de y plus un y. Parcă așa a zis, nu? Plus un y. T-ul este așa. Dar T-ul cu ce am fost notat noi T-ul? Cu arc sin de x, nu? Egal cu T. Deci în loc de T punem că arc sin de x de x egal cu arc tangentă din 1 minus sin de y supra cos de y plus y. Da? Deci ar tangente din 1 minus sin de y supra cos de y plus y. Deci e un unghi plus un alt unghi. De unde e x-ul simplu? Ar fi egal cu arc sin. Arc sin din arc tangente din 1 minus sin de y supra cos de y plus y. Deci e absin din arctangentă de 1 minus sin de y supra cos de y plus y. Și l-am găsit pe x-ul acesta. Absin de arctangentă de 1 minus sin de y supra cos de y plus y. Cu y cu dat. Toată expresia este numai în y. Ăsta a fost modul nostru de a fi gândit. Să vedem cum a gândit autorul pentru injectivitate. Pentru subiectivitate, nu? Deci fie y aparține lui minus pi pe 2, pi pe 2. Așa zicem noi. Rezolvăm ecuația f de x egal cu y. Așa. Cu x aparține intervalului 0, 1. Iată, așa am zis și noi. Da. Spune că sinus de paranteză arc sin de x minus arc cos de x egal cu sinus de y. A aplicat egalității acesteia. Sinusul, da? Da. Deci, practic are arc sin de x minus arc cos de x egal cu y și merge și aplică egalitățile acestea funcția funcția sinus. Da. Ca să pun în mână. Eu aș fi mers pe varianta cos să-l trec în dreapta și atunci ar fi fost așa. Atunci, hai să mergem pe mâna lui. Deci, las așa. Nu schițează niciun gest. Pur și simplu, asupra egalității aceea vine cu funcția sin. Putea să vină și funcția cosinus, care e și partea asta altă. Da. Deci zice, sinus de arc sin de x minus arc sinus de x minus arc cosinus de x egal cu sin de y, nu? Da.
Și acum este sinusul unei scăderi. Sinusul scăderii a două unghiuri. Care înseamnă sin de primul os de-al doilea. Da? Deci sinus de arc, sin de x. Arc, sin de x. Cos de arc, cosinus de arc, cos de x. Cosinus de x. Minus sinus de arc cos de x. Sinus de arc cosinus de x. Or cosinus de arc sin de x. De arc sinus de x. Egal cu sin de x, sin nu? De x. Da, sin de arc sin de x face x, nu? X. X. Apoi or x. Cos de arc cos face x. Da. Minus. Și sin de arc cos este radical din 1 minus x pătrat, zice, nu? După relația care am făcut-o și noi, spune că x pătrat minus paranteză rotundă 1 minus x pătrat egal cu sin de y. El zice așa, radical din 1 minus x pătrat ori cos de arc sin, care e tot radical din 1 minus x pătrat. Da. Egal cu sinus de y. Și acum, asta ori asta, dispare radicalul și vine x pătrat minus 1 minus x pătrat egal cu sin de y, așa este? Da. Și iată când facem lucrul aici, x. Vine 2x pătrat minus da. 1, nu? Așa vine? Da. 2x pătrat minus 1 egal cu sin de y. Sinus de y. Adică pe unul trecem de alta și vine 2x pătrat egal cu 1 plus sin de y. Da. Sin de y. Și scoate de aici x pătrat egal cu 1 plus sin de y totul pe 2. Așa? Da. Și de aici x1, 2. X1, 2, egal cu plus minus, radical din 1 plus, 1 plus sin de y, totul supra 2. Mergem cu varianta x de unde trebuie să fie între 0 și 1, cu varianta pozitivă. Deci x egal cu radical din 1 plus sin de y, totul pe 2. Și trebuie să arătăm că x-ul ăsta este din 0, 1. Păi este pozitiv. Din ce motiv x-ul ăsta e pozitiv? Este un radical de ordin par. Deci este un număr pozitiv. Și mai trebuie să vedem dacă e mai mic decât 1. Păi y-ul aparține... Deci despre y știm că aparține cărui interval. Y-ul aparține... Minus pi pe 2, pi pe 2. Da. Așa este? Da. Deci avem cu y aparține minus pi pe 2, pi pe 2. Închis chiar. Da. Și scriem chiar cum devine relația. Deci ar fi că y este minus pi pe 2 și pi pe 2. Și aplicăm asupra egalității asta funcția sin de y. Și dacă aplicăm sin de y la inegalitate, vine sin de sinus de minus pi pe 2 mai mic egal decât sin de y, care e mai mic egal decât sinus de pi pe 2. Adică s-ar traduce cu minus sin de pi pe 2. Da. Minus, că este funcție impară, da, este mijloc față, minus sinus de pi supra 2, mai mic egal decât sin de y, care e mai mic egal decât sin de pi pe 2. La ce am ajuns? Sin de 90 de grade este 1, deci vine minus 1, mai mic egal decât sin de y, care e mai mic egal decât 1. Și noi avem 1 plus sin de y. Da. Deci adunăm un 1 peste tot. Și atunci ar veni că 0 mai mic egal decât 1 plus sin de y. Da. Mai mic egal decât 2. Decât 2. Împărțim totul printr-un 2.
șarul umană, de aici. 0 mai mic egal decât 1 plus sin de y. 0 mai mic egal decât 1 plus sin de y. Totul supra 2 mai mic egal decât 1, nu? Da. Și să extragem radical. Da? Extragem radical din toți membrii și de aici rezultă că radical din 0 este 0, mai mic egal decât radical din 1 plus sin de y, totul supra 2, mai mic egal decât 1, decât 1, radical din 1. Dar cine este radical din 1 plus sin de y pe 2? E tocmai însu, nu? Da. Deci asta era egal cu x. Și atunci înseamnă că x-ul este cuprins între 0 și 1. Adică x aparține intervalului 0. X aparține intervalului 0 cu 1. Exact, ce trebuia să arătăm. Ce trebuia să arătăm. Așa că, să recapitulăm. În varianta care am lucrat noi a fost un pic mai dificil. Pentru că n-am exploatat că sin de arcos și cos de arcsin face radical de 1 minus x pătrat. Dar de unde vine asta? Rămâne asta în suspans, nu? De ce arsin de arcs cosinus de x este radical de 1 minus x pătrat? Și de ce cos de arcsin de x face radical de 1 minus x pătrat? Știi de ce? Nu. De unde să pornim noi? Hai să notăm sin de arcos de x egal cu un t, că nu știm cu cine este egal. Deci sinus de arc cosinus de x egal cu un t. Și cos de x egal cu un t. Și el trebuie să arat că este egal cu cine a spus cu radical din 1 minus x pătrat. Trebuie să folosesc formula fundamentală. Dar să vedem cum dacă notăm pe cos de x, cos de x egal, deci cos de x egal cu un număr t, atunci și egal cu v, hai să zic egal cu v aici. Da. Deci sin de arc sin de x egal cu v. Da. Și egalitatea ar deveni ce? Aici ar fi că sinus dar nu arcos. Nu ar fi bine. Arcos de x să nu te scoate. Deci arc cos de x egal cu un t. Și atunci egalitatea ar fi sin de t. De v. Sin de t egal cu v. Așa ar fi, nu? Da. Sin de t egal cu v. Haideți să lucrez aici cu cine funcție să acționez aici ca să... Cosinus. Cu cosinus. Și de aici rezultă că cos de... X. Că x, x-ul ar fi egal, nu? Dacă acționez cu cosinus. Cos de arcos, lasă pe x liber. Da, x. X egal cu cosinus de t. X egal cu cos de t. Dar am o formulă, sin pătrat de t plus cos pătrat de t face 1. Da. Da? Sin pătrat de t plus cos pătrat de t egal cu 1. Adică sin pătrat de t este 1 minus cos pătrat. Da. Deci rezultă că sin pătrat de t este egal cu 1 minus cos pătrat de t. De unde simplu sin de t, sinus de t, ar fi egal cu radical din 1 minus cos pătrat, nu? Da. Cos pătrat de t.
plus minus, da? Mergi cu varianta cu plus, cum suntem în situația noastră. Însă sin de t, cos de t a fost notat cu x, da? Cos de t egal cu x, și apare că sin de t, sin de t, egal cu radical din 1 minus x pătrat. Da, de sin de t. Asta înseamnă că egalitatea este a, îi aplicăm ce funcție? Îi aplicăm funcția sin, sin, și vine că sin de t, sin de t, este egal cu sin de arc cos sinus de arc cosinus de x. Da? Sin de t egal cu sinus de arc cos de x. Și cine este sin de t? Radical din 1 minus x pătrat. Și acum apare sin de arc cos de x sinus de arc cosinus de x egal cu sin de t, adică radical din 1 minus x pătrat. Da? Și am arătat că sin de arc cos sin de arc cos de x egal cu radical din 1 minus x pătrat. Și tot așa se arată că și cos de arc sin de x egal cu radical din 1 minus x pătrat. Lucru pe care îl folosești aici. Nu? Le înlocuiește, face treaba asta și este foarte frumos, este x-ul. Găsește pe x-ul ca fiind radical din 1 cu sin de y pe 2. Și am arătat că se află între 0 și 1. Asta trebuie să arătăm că există x-ul din 0, 1. Și am arătat și acest lucru. Iar în clipa de față, putem spune că funcția mai sus dată, deci f de x, funcția f definită pe 0, 1, 0, 1 cu valori în minus pi pe 2, pi pe 2, este surjectivă, injectivă, bijectivă, este bijectivă, rezultă că există f la minus 1, da, funcția inversă, asta f la minus 1 va fi definită pe cine? Pe minus pi pe 2. Așa, minus pi pe 2, pi pe 2, cu valori în 0, 1. Da? Valori în 0, 1. Deci minus pi pe 2 pi pe 2, valori în 0, 1. Și, deci funcția inversă, e la minus 1, definită pe minus pi pe 2 pi pe 2, valori în 0, 1. Și inversa aceasta, legea, că noi n-am arătat legea, n-am găsit-o, da? Că o avem, că avem x egal cu, x egal cu radical din 1 plus sin de y, totul supra 2. Asta este legea inversei. Deci ar fi că f la minus 1 de y. F la minus 1 de y arată radical din 1 minus sin de y, totul pe 2. Și cum suntem obișnuiți în ce variantă să vedem și inversa, tot în variabila x, atunci punem log de y, și vine f la minus 1 de x egal cu radical din 1 plus sin de x, totul pe 2. Asta este legea de corespondență a funcției inverse. Și că să se arate că este inversabilă și găsiți pe f la minus 1. Am găsit-o. F la minus 1 este radical din 1 plus sin de x totul pe 2. Da. Ce constatăm aici, Andreea? Că e nevoie de trigonometrie cât cuprinde, nu? Da. Deci, dacă ai formulele, este... Terminăm exercițiul. Așa, foarte bine făcut. Foarte bine. Deci este un exercițiu chiar foarte interesant. Punctul C a fost foarte tare. Da. Pentru că acolo, pentru injectivitate și subjectivitate, s-a muncit destul de mult. Este importantă subjectivitatea, ca și injectivitatea, dar lucru al definiției, din ecuația y egal cu f de x, y lucru cunoscut și găsim pe x de acolo. Da. Ne închipuim că avem de rezolvat o ecuație. Deci a fost ecuația a sin de x minus a cos de x egal cu y, y cunoscut.
Și acolo a trebuit să vedem cum se găsește X-ul. Sigur, noi am mers cu notațiile acelea, autorul face o chestie care e la îndemână, acționează cu sinus asupra egalității acestea, sinus din stânga egal cu sin din dreapta, adică sinus de Y. Da? Și vine, când desface, vine sin de arcsin, cos de arcos, egal cu sin de arcos și cos de arcsin, aici este momentul important, sigur, x, x, x pătrat, dar trebuia să știi că sin de arcos, iată o chestie care trebuie să o subliniez, să o reținem, sin de arcos de x, sin de arcos de x egal cu cos de arcsin de x și egal cu radical din 1 minus x pătrat. Cos de arcsin de x. Cos de arcsin de x egal cu radical din 1 minus x pătrat, da? Acest lucru fiind deținut, înseamnă că aici, dacă îl aveam, autorul l-a folosit ca și un lucru deja știut și atunci a acționat foarte repede, a găsit x pătrat egal cu 1 plus sin de y totul pe 2, radicalul, cele două variante, 1 plus minus și de acolo totul este rezolvat. Așa că punctul C a fost cu adevărat frumos. Să ne ducem la activiști. Sigur, oprește.